ziua tuturor! Sunt Arotela, cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător. Vai de cum am putut să uit, îmi cer mii de scuze! Dar se mai întâmplă! Am avut dorința de ieri să fac săgetătorul și nu știu de ce am avut impresia că am făcut. Tocmai eu care am și un nodul nord în săgetător. Ok, bine că suntem aici în fața camerei. Cărțile au ieșit. Și cam acesta ar fi mesajul pentru voi, dragii mei, cu cei cu soare, sol, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător, de diferite generații, cu diferite aspecte. În primul rând, luați-vă partea de mesaj care simțiți în profunzimea sufletului că e pentru voi. Nu trebuie întreg scenariu și întreaga etalare să fie pentru voi. Este suficient un mesaj, dacă îl simțiți, înseamnă că este pentru voi. Cărțile de la îngeri sunt acestea, 29-36, dacă vă spune ceva. Doi cu 9, 11, da? 11 știm bine că reprezintă sufletele gemene. Probabil într-o relație cu un suflet geaman aveți de iertat, ori voi, ori ei, ceva. Ceva nu a mers. Au fost niște măști, au fost eventual niște trădări, au fost niște situații neplăcute, poate au fost doar cuvinte, nu neapărat trădări, nu neapărat măști. Trebuie să iertați și voi și ei, ca să mergeți mai departe, mai ales dacă sunteți flăcări gemene, ca să rămâneți în vibrație înaltă, pentru că toți greșim, chiar și flăcările gemene. Acum, chiar și sufletele perechi foarte frumoase, mai greșesc, da? Ideea este că trebuie să iertăm și să mergem mai departe. Să păstrăm lumina pe fața noastră, da? Să păstrăm lumina, eventual, dacă cumva dispare din cauza supărării, să ne întoarcem, să vă întoarceți sufletul către lumină. Probabil că unii dintre voi sunteți într-o stare de mare tristețe și mare, mare dezamăgire, de vi se spune să vă întoarceți inima către lumină. Și bănuiesc că da. Ați fost dezamăgiți. Dar, repet, trebuie să vă iertați unul pe celălalt și separat și împreună. Și iertarea vine odată cu compasiunea. Să înțelegeți că și voi greșiți, dacă voi sunteți cei vinovați, că și ceilalți pot să greșească, chiar dacă aveți așteptări foarte mari de la ei. Trebuie să practicați, trebuie. Să practicați compasiunea. Aveți numărul 15. Poate acest număr să vă spună ceva. Iar, întoarceți-vă, interesant, întoarceți-vă privirea către lumină. Vedeți ce spune aici? Privirea, inima. Lăsați în urmă întunericul, lăsați în urmă umbra și uitați ce frumos este lumina și pe fața copilului. Este o rază de lumină, sunt câteva raze de lumină care atrag atenția asupra unei ființe micuțe, drăgălașe, care poate să fie chiar un mesager divin. Mesagerul ăsta poate să vină sub diferite forme. Poate muzică, poate poezie, e totuși o pasăre, se grăiește ceva. Poate cineva vă spune ceva. Și voi trebuie să vedeți lumina din acel mesaj. Da? Nu să ascultați, fiți atenți, interesant, vedeți că e pe sepia și nu știu cât se vede. E un șoricel aici care șoptește la urechile copilului, tânărului. Șoricelul ce înseamnă? Griji, bârfe, prieteni de proastă calitate. Dar șoricelul trăiește în întuneric, în cotloane, da? Spre deosebire de pasărea aceasta micuță, drăgălașă, care totuși zboară cât mai aproape de nori, zboară în lumină, da? Interesant mesajul care îl simt în acest moment pentru voi. Și în momentul în care vă întoarceți privirea, amândouă arată, da? Vă întoarceți privirea către lumină, apare și acest fluture exact în mintea voastră. Vă schimbați, că asta înseamnă fluturele. Ascultați povestea, este în playlist, undeva în anul trecut, probabil, între Psihe și Eros. Vă schimbați felul de a gândi. Asta înseamnă fluturile, transformarea gândurilor voastre și apoi vedeți, cât de puternici sunteți. Și apoi puteți să comunicați cu versiunea voastră superioară, să zicem,
sau cu, ia uite, numărul 11, iar, sau cu flacăra voastră geamănă după ce vă împăcați. În cazul în care, da, v-aș certa. Nu e obligatoriu să fie trădare. Repet, poate s-au spus cuvinte, poate cineva s-a ambalat, poate cineva a fost prea critic, da? Sunt multe motive. 11 și 11, da? Și în momentul în care iertați, vă întoarceți privirea către lumină, practicați compasiunea față de voi în cazul în care voi ați spus ceva, față de ei în care ei au spus sau au acționat aiurea, da? Suntem oameni, totuși. În momentul ăsta, vă dați, în acel moment, de fapt, vă dați seama că aveți o putere interioară. Și de fapt, ce înseamnă puterea interioară? Înseamnă puterea de a ierta și de a merge înainte. Înainte, evident, către lumină. Da? Asta înseamnă înainte. Vedeți ce frumos? Sper că se vede și prin sepia. În acel moment, puteți să urcați aceste scări și să vă aducă mai aproape de ființe din alte dimensiuni care vă protejează, vă ghidează, de Spiritul Sfânt, de Duhul Sfânt, da? E o flacără aici, care vă ghidează drumul, urcarea, creșterea, dezvoltarea spirituală. Interesant, interesant. Da? Și în momentul în care practicați compasiunea, repet, față de voi, față de ei, față de situație, față de oricine, și nu îi mai ascultați pe acei trepăduși, prieteni de proastă calitate, care nu fac de, sau poate nici nu sunt prieteni, că ăștia nu sunt prieteni, da? Nu fac decât să vă bage în minte griji, neîncredere, gânduri negative. Descoperiți cât de puternici sunteți, că aveți posibilitatea să vă creați un nou univers, o nouă lume, un nou partener, da? Chiar dacă nu e lângă voi, o să vă zic de ce, că unii vă gândiți la cineva care nu e chiar lângă voi și să faceți ceva pentru cineva. Bănuiesc că pentru această persoană. Bănuiesc că va trebui să demonstrați, acțiunile vorbesc puternic, să demonstrați că ați iertat, că sunteți compasivi, da? Am zis bine? În fine. Dacă nu mă corectați voi, da? Să acționați și să vorbiți limbajul dragostei. Și până atunci, acționați de ca și când partenerul este aici. Am zis că pentru unii nu sunteți chiar lângă partenerul ideal sau partenerul pe care vi-l doriți. Acționați de ca și când este lângă voi. Și asta e o mare lecție. Asta înseamnă să vă iubiți și în momentul în care vă iubiți, vai ce frumos! Și sunteți autentic, creați o romanță, creați această posibilitate ca acest partener să intre în viața voastră, creați această lume, un nou univers, înțelegeți voi? Înțelegeți, da? Foarte interesant. Foarte interesant. Acum, cărțile pentru Crucea Celtică. Le-am amestecat și am vrut să se arate un mesaj special, poate e singurul mesaj special în această etalare pentru unii dintr-o anumită generație cu anumite aspecte însăgetător. 3 de bâte și 5 de monede. Pentru unii poate să fie o senzație de singurătate, ca să înseamnă 5 de monede, de singurătate, de sărăcie, de boală. Pentru faptul că nu sunteți lângă persoană care v-ar crea stabilitate. Posibil aveți de lăsat în urmă o relație care nu v-a priit, sau niște prieteni, sau niște lucruri, niște situații și trebuie să vă alegeți o bâtă, o bâtă care să vă aducă mai aproape de acest partener pe care l-așteptați, parteneră, da? 3 de bâte așteaptă cu răbdare, la distanță și speră, vede oportunitățile în zare, speră că vine a patra bâtră, acea pasiune, acel element care mai lipsește pentru a pune fundațiile unei relații de lungă durată, stabile, da? Sunteți la distanță unii de ce? De celălalt, de ceilalți, în fine. Peste apă, eventual. Dar, totuși, aveți speranță pentru că este semn de foc aici. Teoretic, ar trebui să fiți voi. Voi trebuie să vă întoarceți, cum am zis și cum arată, da? Să iertați situația asta. Că poate să fie o problemă financiară, poate să fie o neînțelegere în comunicare, da? Și să sperați, învățați să sperați unii dintre voi. Unii dintre voi
Aveți aici un eremit. Sunteți, ați început sau sunteți la sfârșit, variază, depinde de generație, repet. O călătorie spirituală și e greu, într-adevăr, să te simți singur, să te simți în întuneric, căutând lumina. Dar țelul merită, da? Cum și zice, întoarceți-vă inima către lumină, da? Lumină și aici, lumină și la eremit. Și aici avem speranțe, da? Iar pasăre, interesant, iar pasăre. Comunicați cu păsările, e o chestiune de care ține de, aha, e o chestiune care ține de comunicare pentru unii dintre voi, că tot aveți trei de vâtă. Trei înseamnă și comunicare pentru mine, da? Pasăre și aici, pasăre și aici, albă. Învățați să comunicați într-un anume fel, unii. Călătorie spirituală. Până atunci, trebuie să țineți, da, de niște bănuți, că aveți și 5 de monede și 4 de monede. Țineți un pic de bănuți, că nu, unii dintre voi aveți probleme. Păstrați-vă echilibru, cu alte cuvinte, că asta înseamnă 4. Păstrați-vă echilibru, echilibru financiar, ca nu cumva orice acțiune riscantă să vă dărâme această stabilitate, să se dărâme turnul. Oricum, unii dintre voi sunteți într-o separare față de cineva. Încercați să vă detașați mental, eventual. De situația care a produs separarea, adică să iertați, nu? Asta înseamnă detașare mentală. Să iertați, să practicați compasiunea, eventual dacă vorbiți, să vorbiți delicat, nu cu sabia în sus, da? Nu din ego. Și dacă nu vorbiți, aveți aici un suflet pereche cu care comunicați telepatic, dacă vreți. Există un suflet pereche către care v-ați îndrepta. Că e semn de apă, că e semn de foc, că e semn de pământ, nu contează. Cartea în sine arată două suflete perechi, da? Acest partener care încă nu e cu voi, ia uite, acționați de ca și când partenerul este aici. Și romanță, acest partener pe care îl visați, cu care visați că visați că dansați, că vă îmbrățișați, că vă alintați unul pe celălalt, față de care simțiți o mare atracție fizică, multă, multă pasiune, însă lucrurile se dezvoltă destul de greu ușor. Cavalerul de monede. Eventual, cavalerul de monede vă spune să fiți un pic mai precauți, să aveți grijă cum cheltuiți banii, da? Să nu vă aruncați în gesturi. Și cu răbdare, cavalerul asta face de monede, cu răbdare veți reuși să refaceți, asta înseamnă judecata, să reface situația, chiar dacă acum pare stagnantă. Dar trebuie să vă vindecați temperanța. Este și semnul săgetătorului temperanța. Trebuie săgetătorul superior, evident, da? Cei care lucrează cu ei. Temperanța înseamnă echilibru emoțional, dar interesant că aici este un echilibru între emoții și pasiune, între apă și foc, yin și yang, că tot am făcut lucrările astea în ultima vreme. Trebuie să învățați, aici e frumos, într-o relație, să învățați să echilibrați masculinul cu femininul. Și apoi vine trezirea, vine bucuria, vine fericirea, da? Și vă ridicați deasupra tuturor problemelor și puneți bazele, ia uite, magicianul, manifestați o relație frumoasă. Poate chiar o posibilă căsnicie pentru unii dintre voi. Cu răbdare, 7 de monede, vă împliniți destinul. Învățați să credeți. Asta e steaua. Învățați să credeți, să vă mențineți speranța. Că nu e ușor când te simți dezamăgit să-ți păstrezi speranța. Dar cei care au practica spiritualității, pentru ei este, să zicem, mai ușor. Știți că toate lucrurile prin care trecem sunt lecții spirituale și în momentul în care știți lucrurile astea, iertați mai ușor, practicați compasiunea, adică, da, ne mai certăm, se mai întâmplă una alta, dar mergem înainte. Soare, lună, Venus, ascendent și nodul nord în săgetător. Ok, Doki, ce frumoase mesaje! Ce frumoase mesaje. Mai, iunie 2020.
Puteți să luați mesajul până pe 15 iunie, până pe 15 iulie, până când vreți voi. Mesajele acestea sunt mult mai relaxate decât calendarul. Wow! Aceeași carte a apărut în Cartea Peștilor, în Etalarea pentru Pești, Tasul de Spade, dar nu știu dacă are legătură cu voi. În fine, poate că aveți planete, poate că aveți situații, în fine. Așa, v-am zis ca să știți. Ca să știți. Asul de spade. Nevoia de adevăr, de a discuta și de a discuta lucruri superioare. E o panglică albastră. Albastru pentru mine reprezintă al treilea ochi. Lucruri pe care le anticipați, pe care le vedeți. Și aici văd un ochi interesant. Nevoia de comunicare. Și pentru că sabia e ieșită din teacă, probabil că nu ați comunicat corect, clar, elegant, diplomat, da? Și din acest motiv s-a creat o situație, ați văzut și voi turnul, da? Pe care va trebui să o iertați și voi și ei, evident. Sunt niște lanțuri. Probabil că n-ați putut să comunicați unii dintre voi, ori ei. Ceva ce ține de suflet, ce ține de inimă, pentru că este central, ce vă stă pe suflet, da? Ca așa e expresia, stă pe suflet să spui un anumit cuvânt. Wow, trei de spade. Dezamăgire. Nu este obligatoriu să fie trio. Am spus de câte ori am putut. Când apare trei de spade, trio înseamnă un al treilea element într-un cuplu. Poate să fie acel, ia uite, da? Acel prieten, binevoitor vorba vine, în ghilimele, da? Șoricel. Prieten sau membru al familiei, îl vedeți? Ia, da? Care vă șoptește să nu aveți încredere. Nu, 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 nu aveți încredere că o să vă mintă, o să vă trădeze, o să vă dezamăgească. Ei, și mai devreme sau mai târziu, manifestați lucrurile astea. A treia spadă poate să fie și jobul, interesul uneia pentru job și nu are timp pentru cuplu. A treia spadă poate să fie familia, tradițiile, sunt multe, da? O dezamăgire. Provoacă exprimarea unui adevăr destul de emoțional. Trecutul, ia uite, măi, dacă te spade, în trecutul îndepărtat, 5 de spade, posibil un semn de aer, într-un context pentru unii dintre voi, v-a dezamăgit, v-a rănit, într-un fel sau altul. Au fost niște discuții, dar nu e obligatoriu să fie semn de aer, vă zic. Au fost niște discuții. Discuții care au fost mai mult din ego, din ambiție. Cineva a intrat în discuție, a spus niște cuvinte doar din dorința de a răstălmăci, de a răni, de a fi deasupra, de a avea ultimul cuvânt. Asta e ego, e 5, e casa 5 a leului, da? Deși aici nu e 5 de bâte, e 5 de spade, e casa 5, totuși a ego-ului. Wow! Măi, dacă te spade, 7 de spade. S-au spus niște cuvinte și cineva a plecat cu 5 de spade, vedeți? Cu aceste cuvinte. Parcă e chiar aceeași persoană. Persoană. A plecat și v-a lăsat pe voi să decideți. Ceva. Wow! Eventual, de ce au fost conflictele? Mai este și varianta asta. Șapte de spade este o strategie. Este o strategie mentală să obții anumite efecte sau reacții în mintea sau în sufletul oamenilor. Probabil că cineva a încercat ceva, un joc mental. Voi sau ei. Nu trebuie să vă supărați. Oricând, energia poate să se mute dintr-o parte într-alta, da? Și totuși, mai există și posibilitatea ca acest șapte de spade să fie, să reprezinte teama unuia dintre voi de a-și exprima adevărul. Din niște motive, tocmai pentru că ați fost dezamăgiți de-a lungul timpului, sau voi, sau ei, cei care sunt dezamăgiți de mai multe ori
nu își mai arată emoțiile și adevăratele intenții de la început. Ei, și din cauza asta se manifestă un pic mai dur, mai egotic sau, să zicem, strategic sau sabotant, eventual autosabotant. Unul a sabotat situația în care sunteți. Evident că poate să fie o a treia persoană sau, repet, de câte ori pot, e o chestiune care ține de comunicare. Valetul de cupe, ce frumos! În sfârșit văd o carte frumoasă în viitor îndepărtat. Și viitorul, oh, viitorul apropiat, prezentul. Uf, moartea. Sau numărul 13. Sau scorpionul. Sau pur și simplu se pune capăt unei situații. Dar nu uitați că moartea vine și cu renaștere, că asta e casa 8-a a scorpionului. Da? Și pentru că a apărut această carte, probabil că este vorba de sex, de bani, sau pur și simplu este o lecție prin care trebuie să treceți ca să vă transformați, să renașteți la o nouă înțelegere a lucrurilor, să renașteți într-o nouă variantă a voastră, mai clară cu asul de spade. Totuși, apare semn de apă, scorpion, pești sau rac, pentru unii dintre voi. Dacă s-a pus capăt sau sunteți într-un moment în care că a apărut, da? A apărut și 5 de monede, separare, singurătate, a apărut și turnul. Dacă sunteți într-o separare în acest moment, vă doriți renașterea. Și asta este confirmată de valetul de cupe, pentru că valetul de cupe oferă împăcare. Că sunteți voi, că sunt ei, cineva oferă împăcare și e frumos că se confirmă. Ia să pun și cartea. Practicați compasiunea, că asta face valetul de cupe. Practicați compasiunea. Față de voi, oferiți-vă cupa vouă în primul rând și apoi celui care credeți că vreți să rămână lângă voi. Da? Cu alte cuvinte, iertați, împăcați-vă, transformați situația. Eventual, unii dintre voi lăsați în urmă un semn de aer și vă duceți up, către un semn de apă, eventual, sau o persoană care e mai drăgălașă, mai blândă, vă vindecă, simțiți că vă alină într-un fel sau altul, nu neapărat semn de apă, vă simțiți că vă alină. Poate fi oricine. Teoretic, trebuie să și clarific, dar nu știu dacă o să am timp. Sfatul, iar apare eremitul. Căutați lumina în această situație întunecoasă. În această separare, în această moarte, moarte a egoului, ar fi frumos. Moarte a minciunilor, a trădărilor, a unui stil de viață. Nesigur, dintr-un punct de vedere. Nesigur. Renașteți. Renașteți prin spiritualitate, prin lumină. Da? Interesant că amândoi poartă în mână ceva. Unul lumina, spiritualitatea și altul cupa. E o poziție a pești-fecioară. Interesant. Unul cupa, vindecătoare. Emoțiile. Pentru cei care nu sunt în stare să-și arate emoțiile, învățați să vă arătați emoțiile, eventual. Asta e un mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea, evident. Vă rog, selectați. Exterior. Wow. Împărăteasa, mai dragilor, împărăteasa. Că e balanță, că este taur, că este orice zodie. Poate să fie și berbec, poate să fie și pești, că apare pești, da, născut în martie. Berbec deocamdată nu văd pentru că ar fi trebuit să apară bâte. Au fost la început niște bâte. E o persoană în exterior care vă influențează, să zicem, vedem cum se arată și ce ar putea să fie, cum ar putea să fie această influență. E o persoană foarte frumoasă pe care o adorați, o admirați, o respectați, pentru că și merită, merită persoana aceasta.
matură. Când vorbesc, când arată o femeie frumoasă și împărăteasă, nu mă refer musai la o drăgălașă, o puștoaică drăgălașă. Nu, împărăteasa este o femeie matură, asumată, care a trecut prin multe, care știe, își cunoaște valoarea. Știe să fie și de foc, și de aer, și de pământ, și de apă, da? Este împărăteasă. Posibil pentru unii, deși aș vrea, dar eu acum vă dau mesajul că acum îmi vine. Deși vedem cum se așează cărțile. Posibil pentru unii, am zis, că sunteți influențați, deși, dar dacă a venit ideea, eu acum vă spun, să fiți influențați în umbră de cuvintele unei mame, pentru că asta înseamnă împărăteasa, poate să însemne și mama. Pentru unii care sunteți mai tineri, eventual, deși nu neapărat, poate să fie vocea în umbră a mamei voastre și din cauza asta să vă creeze diferite probleme într-un fel sau altul, să vă influențeze. Acum poate să vă și ajute, poate să vă și influențeze negativ. Variază. Dar să vedem. Oh, da, ia uite, regele de cupe. Am zis că posibil pentru unii să fie semn de apă. Scorpion, pești, rac. Da? Sau cu planete acolo. Da? Nu intrați în panică. Poate să aibă planete. Poate să fie orice altă zodie, dar să aibă planete. Și asta să-i facă emoționale. Dar nu doar emoționale. Ideea este că știți, unii dintre voi, simțiți că e flacăra voastră geamănă, simțiți că, sau dacă nu neapărat o flacăra voastră geamănă, am senzația că această persoană, într-un fel sau altul, vă poate ajuta în transformarea voastră. Interesant. Pe de altă parte, vă poate, este și o teama voastră de acest rege de cupe, poate să fie și regină, evident. Regele de cupe pentru mine reprezintă o dragoste profundă, dragoste adevărată. Vă este teamă că nu veți simți această dragoste adevărată, tocmai pentru că ați trecut prin multe dezamăgiri. Dar iertați-vă, am zis. Practicați compasiunea cu voi, aceasta poate să fie un mesaj pur și simplu referitor la voi, nu neapărat la cuplu. Și întoarceți-vă privirea către lumină, adică începe să sperați, să credeți că va fi și dragoste adevărată în viața voastră. Ia uite. Deocamdată nu vorbiți cu ei. Dar, evident, fiind un 5, 5 înseamnă schimbare, vă doriți schimbarea, vă doriți să mergeți către 6. Vă doriți să vă întâlniți față în față și să le spuneți cât sunteți de singuri fără ei. Unii dintre voi. Ei, nu știu, au fost niște discuții. Ce reușiți să manifestați, o perioadă veți visa. 7 de cupe, veți visa. Veți visa la această persoană de care, pe de-o parte, îi și mă admirați, vă este și teamă de ei, pe de-o parte, da? Regele de cupe, împărăteasa, valetul de cupe și 7 de cupe. Visați, asta este starea voastră de visare. Eventual, vă dați seama că aveți opțiuni. Există și varianta aceasta. Să vă dea seama că aveți opțiuni și dacă cineva v-a dezamăgit, să mergeți către o altă cupă, dar mare grijă. Este foarte posibil și până la urmă e normal dacă simțiți că nu se mai poate reface nimic în această situație, eu știu cu cine, da? Vă dați seama că aveți alte opțiuni, dar mare grijă ce cupă alegeți. În primul rând alegeți cupa împăcării, că asta înseamnă valetul de cupe. Cupa împăcării care va aduce. Da, vă este și teamă. Nu știți cum să manifestați aceasta, puteți să fiți voi. Aici. Dorința voastră de a vă împăca. Nu știți cum să faceți. Pentru că în acest moment, cel puțin la momentul etalării, iar apare 5 de monede. Probleme financiare, o tăcere. Dar, dragii mei, interesant, foarte interesant, imaginea
acestei cărți. Este foarte sugest... Vai. Mă exprim și eu uneori mai aiurea când sunt obosită. Vreau să spun altceva. Că interiorul sau locul în care vă doriți să vă întâlniți este un loc sacru. Voi vreți, cinci, am zis că înseamnă schimbare, voi vreți să schimbați această tăcere, aceste probleme prin care treceți cu o persoană. Cu o persoană. Și asta o puteți face doar prin creștere spirituală, da? După ce treceți prin această călătorie, prin acest tunel întunecos, în momentul în care vă găsiți lumina, aici este lumina. Ia uitați ce lumină se pune între cei doi, vedeți? Ia să vedem. Da? Se vede? Chiar dacă e pe sepia. Se vede. O lumină între voi doi. Adică, lumina aceasta va aduce exact ce am discutat și mai devreme, da? Lumina aceasta care se vede, da? Veți fi inspirați divin, de divinitate. Întoarceți-vă inima către lumină. 5 este și casa a cincea, a leului, a egoului, aveți un 5 de spade. Casa a cincea înseamnă și casa inimii, da? Printre altele. În inima voastră încă simțiți lipsa acestei persoane, la care visați eventual, cu care poate unii v-ați certat. Posibil să fie cu marcaj pe semn de pământ, da? Taur, taur, posibil. Cu marcaj pe semn de ce vreți voi, apă, că apare și apă. Însă o perioadă mai visați. Și starea asta de visare, într-un fel sau altul, vă consumă. Și separarea și visarea vă consumă. Pentru că aveți multă pasiune pentru ei și nu puteți să exprimați această pasiune. Ia uite, regele de bâte, aici sunteți voi. Voi, vă apasă, așa simt, vă apasă această pasiune și aceste vise, poate chiar erotice. Asta e, așa simt mesajul să vi-l transmit, vi-l transmit, da? Eventual, veți hotărâ la un moment dat să lăsați, 10, asta înseamnă se eliberează, să lăsați aceste acest foc care vă consumă și să manifestați încredere în voi și să, ia să vedem, să schimbați roata norocului, să vă schimbați situația cu încredere, da? Dacă asta faceți, 5, 5 și 10. Trebuie să dublați efortul. 2 de 5 fac 10, da? Trebuie să dublați efortul. Asta înseamnă efort. Trebuie să dublați efortul ca să vă împliniți acest vis, ca să schimbați situația. Înțelegeți oare ce transmit? Și pentru asta aveți nevoie de multă încredere. Lucrați. Lucrați ca asta face. Lucrați cu voi, cu încrederea voastră, ca să vă schimbați situația. Poate să fie și financiar, evident, da? Și veți vindeca, asta înseamnă 4 de spade. Veți vindeca. Semn de aer, semn de apă. Veți tăia, să zicem, sau vă veți separa de un stil de viață, de un fel de a gândi. Vă veți elibera de niște cupe goale, de prieteni care nu v-au prit, care nu v-au onorat, nu v-au învățat de bine și o veți lua de la zero într-o direcție, la un moment dat. Pentru că aveți o nouă perspectivă, începe să creșteți unii chiar, da, unii chiar începe să crește spiritual. Și am zis, am senzația, wow, apare și diavolul. Ia să vedem ce vrea să zică. Posibil vă doriți foarte mult o relație stabilă, abundentă cu cineva, foarte mult. La capătul setului de cărți, faetonul, vă doriți să mergeți mai departe. Și o să mergeți, să vă faceți justiție în viață, să vă echilibrați viața. Dacă nu e vorba de justiție, în tribunal, poate să fie echilibru, da?
cofi balanță, cofi rac, voi știți, apare și leul. Dar haideți să citim cărțile altfel. Faetonul, știți, ca și eremitul, caută steaua. Ce înseamnă steaua? Își caută misiunea spirituală. Dar fiecare merge într-un alt fel. Acesta își caută înăuntru chemarea și apoi faetonul o pune în practică, merge, călătorește cât mai aproape de manifestarea acestui destin, înțelegeți? Și în momentul în care vă înțelegeți, da, aici e chestiunea. Cum reușiți să vă câștigați încrederea să vă schimbați viața? În momentul în care vă hotărâți să mergeți, vă echilibrați viața și vă aduceți mai aproape de soare, de trezirea spirituală, de fericire, să zicem, de fericire. Posibil pentru unii dintre voi vreți să vă echilibrați, să echilibrați o situație cu un leu, haideți să zicem și așa, să echilibrați o situație cu un leu care v-a creat conflicte, o situație secretă. Să zicem. Mai apare și un semn al peștilor care, într-un fel sau altul, v-a blocat și poate unii dintre voi, poate, unii, nu toată lumea, vă doriți să construiți, să reconstruiți, apare trei monede după turn, să reconstruiți acel turn, această relație cu cavalerul de cupe, cu marea preoteasă, o persoană intuitivă, da? Vă doriți să oferiți, da, cavalerul de cupe, valetul de cupe, o împăcare, un cuvânt frumos, ca să puneți bazile unei relații de lungă durată. Pentru că ați plâns pentru acest suflet pereche. Wow! Plângeți pentru acest suflet pereche. Iar apare semn de apă. Știți că trebuie să mai așteptați până să vă stabilizați financiar, până să fiți împăratul care ar trebui să fiți. Împăratul, regele de bâte, e o transformare, că nu degeaba apare aici moartea, da? O transformare foarte intensă, foarte dură pentru unii. Nouă de cupe. Vă doriți să asigurați stabilitate unei persoane care va aduce multe emoții și multă vindecare și multă poezie și posibil, ce frumos, acum nu mai dau în urmă, ați văzut împăratul, posibil vreți să fiți împăratul pentru această împărăteasă, că sunteți bărbați, femei, nu contează, da? Care vă influențează întreaga viață. Eu zic că e persoana care vă transformă, că apare regele de cupe. În poziția fricilor. Vă doriți această dragoste, dar vă este teamă că nu știți când se va manifesta, dacă se va manifesta. Și deși apare 5 de monede în poziția fricilor, eu aș putea să interpretez că vă doriți să vă întâlniți într-un loc sacru, într-o biserică, catedrală, ca să aduceți lumina între voi. Dacă acum este, să zic, mai umbră în viața voastră, vă doriți lumina în legătură cu o persoană. Aș vrea totuși să clarific. Clarificăm, te rog frumos, 5 de monede. Poziția dorințelor, 5 de monede. Pentru unii poate să fie un semn de foc cu care v-ați dezechilibrat relația sau cu care n-ați putut să faceți încă o relație, tocmai pentru că sunteți în separare, patru de bâte invers. Flacăra voastră geamănă, simțiți, da? E 11, iar e 11, da? Flacăra voastră geamănă cu care încă, ia uite, și apare asul de cupe, s-a oprit aici la asul de cupe. Este nevoia de vindecare, da? După acest blocaj, ia uite, mental, nu găsiți soluții cum să reconstruiți o situație. Dar în primul și în primul rând, ia uite cum rege de cupe,
Iar apare regele de cupe. În primul și în primul rând trebuie să vă vindecați. Compasiune, asta înseamnă asul de cupe. Compasiune, iertare, vindecare. Clarificăm 3 de spade. Sunt foarte curioasă care din mesaje au rezonat cu voi. Că sunteți mulți, diversi, diferite vârste, cărți. Ia uite, magicianul. Dar a apărut invers. Nu ați putut manifesta, să zicem. Nu ați putut manifesta un nou început cu cineva pentru că au fost aceste... Asta e. Manipulări verbale, mentale. Asta a produs dezamăgirea. De ce apare invers? Și apare zero, da? Trebuie să veniți, reveniți iar la punctul zero ca să schimbați magicianul în poziție normală. Trebuie să... Asta e, asta, punctul zero înseamnă zero, da? Moarte și renaștere. Mai, mai, mai. Ia uite, și sub zero, ce aveți? Soarele, îndrăgostiții, 7 de cupe, iar 5 de monede. E o persoană pe care o simțiți ca fiind partenerul vostru ideal, cu care ați vrea să faceți o casă. Apare Marele Preot, apare Regina de Monede. Persoane de care sunteți foarte îndrăgostiți, visați la ei, vedeți ca pe soarele vieții voastre, da? 7 de spade. Clarificăm și mie 7 de spade, te rog frumos. Cine ce a mințit? Cine ce nu a vrut să arate? Ce nu a vrut să arate 7 de spade? Clarificăm 7 de spade. Șapte de spade, clarificăm 7 de spade. Wow, cât m-am lungit, dar asta e, simt nevoia să clarific. Șapte de spade. Am avut impresia că... Da, da, ia uite-l. Ia uite-l, da, deci n-am avut impresia, așa este, ia uite-l. Dragii mei, am clarificat 7 de spade. 7 de spade pentru unii, poate să fie un leu care v-a trădat pentru unii, da? Sau voi pe ei. În fine, întotdeauna poate fi și varianta a doua, da? Fără supărare, nu vă supărați, nu acum reacționați aiurea. Există și varianta asta, da? Pe de altă parte, pentru că soarele înseamnă zodia leului, reprezintă și ego. Și probabil că din prea multă mândrie, cineva nu a vrut să arate, de fapt, marea bucurie pe care o are în această situație. Eu așa simt. Turnul. Și-a venit turnul, interesant, separarea. Dar la fel va veni, dragii mei, și împăcarea. Pentru că acum, după turn, apare, ce frumos, ce interesantă, Doamne! Roller coaster, cum se zice? Roller coaster? Parcă așa se zice, în fine, tot o nebunie la voi. După turn apare și asul de cupe, vindecarea, iar, într-un mod neașteptat, împăcarea. Reușiți să luptați cu conflictele, cu bârfele, cu familia, cu prietenii, cu concurența, da? Și vă echilibrați, echilibrați situația. 6 de monede, vă vindecați, 4 de spade și mergeți, mergeți către, pentru unii să fie pe semnul peștilor, că e spânzuratul și 9 de cupe, dar când, dacă nu e semnul peștilor, că au apărut mai multe cupe, mergeți către, călătoriți, că asta înseamnă peste o apă, iar călătorie, dar să zicem că avansați în situație, mergeți către o persoană care vă aduce multă bucurie și asta pentru că vedeți lucrurile din altă perspectivă. După ce găsiți lumina din voi, veți mai primi lumină și inspirație divină după aceste sacrificii. Mai, sper că ați înțeles, da? Cam aceasta este talara pentru mai, iunie, iulie, cât vreți voi. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!